În lumea noastră sunt multe valori frumoase după care tinerii își pot ghida viața, dar dacă ar fi să menționez valori românești după care tinerii să-și ghideze viața, aș spune credința și tradiția. Aceste valori le-am moștenit de la strămoșii noștri și consider că este de datoria noastră să le păstrăm cum se cuvine și să le oferim în dar următoarelor generații. Iar dacă ar fi să mă întrebați de ce sunt importante pentru mine aceste valori, aș răspunde că pentru mine este importantă credința, deoarece omul este și trup și suflet. Și așa cum ne îngrijim de trup să fim sănătoși, să avem o imagine frumoasă, curată, la fel trebuie să ne îngrijim și de suflet. Iar credința este ca un medicament pentru suflet. Iar tradiția este importantă pentru că ea ne definește ca popor și ne oferă o identitate. Consider că fiecare dintre noi putem contribui puțin câte puțin la armonizarea societății românești și că dacă ne-am gândit că fiecare ar trebui să-și facă treaba cu responsabilitate acolo unde se află, la locul de muncă, dacă ne-am gândit că este mai de folos să ne ajutăm aproapele și că nu este de datoria noastră să-l judecăm, atunci, cu siguranță, societatea în care am trăit ar fi mult mai armonioasă și mai unită.